Situația corăbiei, pânzarul moldovenesc, rămâne incertă și nimeni dintre cei care au semnat contractul de custodie nu își asumă responsabilitatea pentru distrugerea unui obiect de patrimoniu extrem de scump. Toate variantele de readucere în plutire au căzut din lipsă de finanțare. Și mai grav este faptul că nici măcar conservarea navei simbol al municipiului Galați nu mai interesează pe nimeni. Președintele Asociației Institutul de Dezvoltare Durabilă a Dunării din Constanța nu își aduce aminte să fi semnat contractul prin care pânzarul se află în responsabilitatea asociației pe care o conduce și este foarte sceptic privind conservarea navei. Dacă ar exista o echipă din asta sau dacă ar exista un coridor să se obțină niște bani, probabil că ar trebui refăcut. Dar cred că cea mai bună soluție pentru momentul ăsta, ca să nu fie chiar o muncă irosită, ar fi să fie folosit ca exponat într-un muzeu, într-o istorie a navigației. Bun. Și acum, în condițiile actuale de contract existent între dumneavoastră și Consiliul Județului, cine trebuie să ia inițiativa? El trebuie trecut de la fundația dumneavoastră la județ înapoi sau cum? Sincer, habar n-am drept să spun în momentul ăsta. Chiar nu mi-am inteles nici măcar așa la aproximații termenii de contract. Eu știu că contractul ăla fusese făcut atunci în ideea că va fi refăcut. Da. În ideea că se obțin niște bani, era, așa cum am spus, era unul care chiar vrea să financeze treaba asta, dar după aia dar rezultă e, cum să spun, e off record, și discutăm așa, că să vârfim. Da. Vrea să-l transforme într-un fel de iac de protocol al lui, adică deja inițial era trup și suflet în refacerea păzarului și după aia se gândea cum să-l folosească el. Da. Și de-aia s-au cam blocat. În plus, struțul Cămila asta e foarte complicată. Adică faptul că e al Consiliului Județean, că nu știu cine se ocupă de el. Până la urmă, și tu, orice om care vine cu niște bani, te zic că, bă, dar ce fac eu cu banii ăștia? Unde îi dau și de ce? Da, corect. Și n-ai cu cine să stai de vorbă. Așa cum noi nu reușim acum să punem cap la cap, să zicem care e ăla, care e ăla. Asta e situația așa unuia care vine și cum bagă bani în treaba asta. De asta ca să zic așa, o găină moartă. Corabia Pânzarul Moldovenesc a ajuns la capătul vieții ei de corabie simbol al municipiului la mai puțin de 10 ani de la lansarea cu mare fast în 2004. În prezent, zace abandonată pe un cheu al șantierului Damen și este într-o stare de degradare ireversibilă. Managerii de la Damen spun că sunt pe punctul de a o arunca afară din șantier, dar că au ezitat doar din considerente de patriotism local și din respect pentru suma considerabilă cheltuită de 222.000 de euro din bugetul Consiliului Județului Galați.